Toba reprezintă un preparat tradițional românesc de nelipsit de pe masa festivă de Crăciun. Mulți o doresc, dar puțin știu să o prepare ca la carte. Cum nimic nu e mai bun decât ceea ce faci în casă, mulți dintre noi aleg să prepare singur tradiționalele bucate de sărbători. Unele sunt simple, altele mai complicate, dar secretul este ca toate mâncărurile să fie autentice și să ne reamintească de gustul copilăriei. Toba este un preparat tradițional românesc apreciat în multe case, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Gospodinele din mediul rural sunt experte în a o prepara, în special pentru că au la îndemână toate ingredientele necesare, dar și rețete din moși strămoși cu care nu au cum să dea greș. Așadar, iată cum să faci cea mai bună tobă de porc după o rețetă tradițională folosită din bătrâni. Ingrediente: tobă de porc, 200 de grame de șuncă, 2 rinichi de inimă de porc, 1 kg pulpă de porc, 200 de grame de șorici, 5 foi de dafin, 10 boabe piper, o linguriță de sare. Mod de preparare: toate ingredientele se pun la fiert simultan în 5 litri de apă, astfel încât lichidul să acopere întregul conținut solid. Se lasă pe foc până când sunt fierte bine. După aceea, ingredientele se scot pe un tocător și se taie fâșii sau cubulețe medii. Se asezonează cu sare și piper după gustul fiecăruia. Se îndepărtează foile de dafin și apoi toate ingredientele se pun într-o membrană naturală, cum ar fi burtă de porc foarte atent curățată. După aceea, burta respectivă se coase astfel încât să nu iasă ingredientele. Se pune la opărit aproximativ 10 minute într-un vas cu apă fierbinte. Se scoate și se pune la presat între două tocătoare, acoperind-o cu o greutate. Imediat după aceea, toba se înțeapă pe părțile laterale cu scobitoarea pentru ca lichidul acumulat să se scurgă complet. Se ține la presat de seara până dimineața într-un loc răcoros. Ultimul pas este afumarea tobei timp de aproximativ 3 ore. Afumarea se realizează prin arderea lemnului de cireș sau prun.